Bună ziua, dragi columbofili. Am revenit cu un alt video. Sunt în vizită la un prieten care are porumbei. Să ne prezinte ce mai are el pe aici. Are niște voiajori voltați. Are aici un voiajor vânăl cu alb, mascul. Mai prezinte-ne câțiva voiajori de la tine. Asta ce e? Este fetiță de 2019. Scoasă la tine, nu? Da. E frumoasă. Altceva, mai reprezintă-ne. Acesta este un mascul. Ce e? Jansen? Ce e? Nu știu, am de la un columbofil. E forță asta, îmi place. Altceva, mai prezintă-ne. E frumoasă la. Asta e la că l-am vrut, frate. Din 2017. Ai porumbii frumoși, îmi place. Prezintele e ăla vânătul ăla. Ăsta e ăla care l-am băgat la antrenament. Da, ăla, dar a fost băgat la 200 de kilometri. Fără niciun antrenament, fără nimic. Cum s-a făcut frumos rău, ce cap are. Forță, ăsta belea. 2013. Cam așa. Bă, că mai ai și pe aici, aude, ai muleman să ai. Ăla cu alb, cu papicățele, cu mă drog. Aici este un muleman. Băiat. Băiat. Ți-ai făcut jos de-o, pe mele. Și băgat cu... unde mă e? Cu asta l-ai băgat? Da. Uite, băgat cu ăsta. Asta este o femelă scoasă la mine. De anul 2019. Din 2019. De ce e scoasă? Dintr-un vânăt cu alb și o neagră. Mă mir cum ți-a dat culoarea asta. Ce să mai e rău? Alba aia. Prezintele și alba. Aceasta este o femelă din 2018. Frumoasă și asta. E cu albul la primul care ne-ai prezentat. Văd că ai și jucător de Botoșani. Uite, ai un pui aici, sus, negru. Dar aveai și fată, nu mai ai? Acesta este un mascul din... nu mai știu, anul, a avut pereche, dar a murit. Din păcate. Din păcate. Și n-am mai găsit să-i cumpăr. Cam aceasta este matca lui, pentru anul 2020. Are și niște găinuși grecești pe aici. Sper că v-a plăcut acest video, să vă abonați cei care nu sunteți, să dați, să facem mai multe like-uri. V-am pupat-o, zi bună!